Dacă la începutul săptămânii am avut parte de vreme de vară, astăzi în Harghita a fost iarnă în toată regula. Întreg județul a fost acoperit de ninsori, iar circulația a fost îngreunată pe drumul național 12A. A nins ca în povești înainte de Paște în Harghita. Stratul de zăpadă a ajuns până la 30 de centimetri. Pe mai multe drumuri județene s-a circulat extrem de greu din cauza vremii nefavorabile. Oamenii legii le-au cerut șoferilor să circule cu prudență, considerând faptul că mulți au renunțat la învelopele de iarnă. Vremea a făcut prăpăd și în alte zone ale țării. Mai mulți copaci au căzut pe șoselele din Galați în urma unei furtuni violente. Da, având în vedere faptul că în Galați datorii sunt îmbătrâniți, nimeni nu ne crede. Din nou natura și-a spus cuvântul și... sperăm ca numai aceștia să fie. Vremea se menține capricioasă în următoarele zile. ANM a emis o nouă avertizare de vijelii și ploi pentru mai multe zone din țară.